Алло, едем с примарией. А нужна машина, пожалуйста. Ваша фамилия и адрес. Да, через минут 15 машина будет. Primăria are o mașină disponibilă pentru acest serviciu și a angajat un șofer care ar putea onora zilnic 10 solicitări. Noi ne stăruim totdeauna să fim gata de dus la ajutor. Să-l ajutăm, să-l aducem la bolniță unde trebuie, policlinică, la aptecă. Ion Bâlbă din Edineț este invalid. Bărbatul se deplasează cu greu, iar de cele mai multe ori, pentru a merge la spital, farmacie sau la primărie, era nevoit să apeleze la serviciile unei companii de taxi. Unde trăiesc eu până la rutier este aproape o jumătate de kilometru și îmi vine foarte greu. Timp de o an cheltuie vreo 2-3 mii de lei. De pe transport am în vedere, da, că e 50 de lei dus întors cu taxiul, da. O persoană poate beneficia de serviciile taxi social de maximum 3 ori săptămânal și doar pentru a merge la anumite instituții. Oamenii salută inițiativa autorităților locale. Într-adevăr, la bătrâni tare trebuie, că știți că nu se pot displasa cu rutiera, nu în cap, vedeți că e ca numărul 2, o trecut și tot e plin. Care usluga, care stomiți, interesă? Для инвалидов и ну, по таким пенсиям, как у нас, вам не надо говорить, но я думаю, что будет очень хорошо. Pentru prestarea acestui serviciu din bugetul local vor fi alocate aproximativ 200 de mii de lei. Serviciul este total fără plată. Deja pentru prima jumătate Consiliul Local au alocat 100 de mii pentru întreținerea mașinii, șoferul și consecutiv benzina. Calculul estimativ este aproximativ 10 litri pe zi. Oamenii pot solicita serviciile de taxi social între orele 8 și 17.